În cadrul discuțiilor am constatat că relațiile dintre țările noastre sunt marcate de o cooperare excelentă, practic, în toate domeniile. Dialogul politic bilateral este dinamic și divers, în spiritul parteneriatului strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. În acest sens, l-am asigurat pe domnul prim-ministru că Moldova rămâne ferm angajată pe calea realizării proiectului nostru strategic, implementarea consecventă a reformelor prevăzute de acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Moldova privește în continuare spre vest ca și proiect de țară. Adevărul e că, indiferent de poziționările prezidențiale de la Chișinău, Constituția dă mai multă putere de decizie Parlamentului și Guvernului. Și din acest punct de vedere, în relația noastră cu România nu se va schimba nimic, precum nu se va schimba nimic din opțiunea noastră europeană, care este de fapt și proiectul nostru de țară. A făcut un schimb de opinii pe marginea evoluțiilor în domeniul securității în plan regional, precum și implicațiile pe care acestea le pot avea în ceea ce privește stabilitatea Moldovei. Totodată am exprimat sincere mulțumiri pentru sprijinul constant acordat în parcursul nostru european. Experiența valoroasă românească oferită a contribuit esențial în momente de maximă importanță pentru Republica Moldova. Foarte important pentru noi și am apreciat și aducem mulțumiri încă o dată referitor la împrumutul de 150 de milioane de euro, primele două tranșe pe care Republica Moldova le-a primit. Și nu pot să nu spun aici că acest împrumut a venit poate în momentele cele mai grele pentru Republica Moldova. Apreciem acest lucru.